Traian Băsescu se teme să iasă în fața oamenilor și este rupt de realitate, a declarat astăzi Alin Guțu, membru al biroului politic municipal al PNL Giurgiu. Alin Guțu a spus că reacția președintelui nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă de fapt în toată țara. Am văzut aseară atitudinea unui președinte la instalarea noului ministru de externe, o atitudine după mai multe zile de tăcere suspectă, explicabilă prin teama de a ieși afară de ziua Marii Uniri, arată un om, și l-am văzut, un om nevrotic, un om depresiv, rupt de realitate, care se manifestă într-un stil dictatorial. Acuză, aruncă cu acuze în stânga și în dreapta, acuză presa, acuză opoziția și pe toți ceilalți care așa îi consideră dumnealui dușmani, fără să înțeleagă adevăratele situații prin care trece România în momentul de față. Fără să înțeleagă nemulțumirile românilor care ies în stradă de 12 zile.